diferențele între mentalitatea noastră și a lor. Că aici, dintr-o dată, Olanda și România se văd la fel, că ei, băi, tu ești acolo, ești vestit, ești... Deci, noi vesticii, așa, suntem mult mai deschiși și, mai ales noi românii care traversăm pe unde așa, evident că regula lasă-mă, frate, pace. De cine să citesc eu manualul de... Știu eu cum să faci. Ei, nu. Trebuie să menții armonia. Mie mi-a făcut capul calendar, mi-a făcut nevastă mea, că e localnică, da? Mi-a ținut o prelegere. Băi, fii atent că nu te pui cu mama și cu tata, așa, zici, da? Nu te ceri, nu? Da, domnule, am înțeles, nu, nici o problemă. Și în societate, deci, iarăși, ca să clarific oarecum, trebuie să înțelegeți că totuși societatea se schimbă și mai ales ei sunt foarte puternic occidentalizați. Deci ce zic eu, pe de o parte o să puteți zice, domne, că e ca pe vremea lui, când aveau chinezii împărat. Pe de o parte e adevărat, pentru că, într-adevăr, după cum am zis, sunt o societate foarte occidentalizată, s-au modernizat foarte mult. Deci dacă vreți, ei au niște cutume sau foarte multe obiceiuri chinezești cu ceva influențe și legi britanice cu un suflu recent american. Și mixul ăsta este Singapore, dacă vreți. Deci, dacă vreți, puteți să le iarăși să le considerați pe astea oarecum împinse, dacă vreți, mai către extrem. Deci, dar încă sunt destul de prevalente în mentalitatea foarte multora și am constatat că, într-adevăr, ei sunt foarte, foarte conservatori din toate punctele de vedere. Deci, într-adevăr, zâmbesc, nu e cu critica, nu, cu critica nu, nu critici și, într-adevăr, nu creezi foarte multe argumente. Dar, iarăși, individul, într-adevăr, este independent și autonom, acolo nu, acolo trebuie să urmezi. Deci, într-adevăr, ca să menții armonia, domnule, dacă zice șeful, păi faci, nu. Și, într-adevăr, după cum o să arăt și mai acolo, asta este una din calitățile, sau ceea ce consideră ea fi una din calități, după cum o să arăt și mai încolo. Deci, ascult de reguli, ascult de sfatul sau de urmezi procedura, că și acum, deși, domnule, au avut niște conflicte, de exemplu, ăsta este laptopul meu personal, până acum vreo 4-5 ani, împrumutam de la universitate și odată, trebuia să obțin nu știu ce semnătură. Și am sărit peste un gaciu. Mamă, s-a supărat ăla. You're not following the proper procedures. Deci nu urmez procedura așa. Și am zis, da, domne, așa e, mă scuzi. Și până la urmă l-am împăcat. S-a sărit totdeauna, da, domne, așa e. Deci ei au încă foarte multe rădăcinat că, domne, mergem pe cantul ăsta. Dacă așa a zis guvernul și asta trebuie să urmăm, așa urmăm. Și, bineînțeles, tocmai pentru că tu trebuie să fii independent și să găsești soluția la problema pe care o ai de rezolvat, bineînțeles că sunt destul de creativ și de obicei punctual. Deci dacă ai o atelier de afacere cu un businessman în Germania sau în Anglia sau în America, bineînțeles că dacă ai zis ăla vii la 10, nu vii la 10 și jumate sau la 10 și un sfert. E, la ei nu. La ei depinde, deci, clasificarea pe ce nivel te afli în ierarhia socială și chiar a business-ului. Deci dacă eu sunt un pește mic și am o întâlnire de business cu un pește mare, chiar dacă noi ne întâlnim la 10, eu, chiar dacă vin la 10, ăla fiindcă este mai mare, își poate permite, adică eu trebuie să sunt obligat și chiar se subînțelege că trebuie să-l aștept pe ăla care își permite că vine și eu la 10, adică, domnule, tu să zici mersi că a venit și la 10 și jumate, adică nu faci gălăcii. Și asta se vede foarte clar unde la nuntă. Deci la nuntă, cu cât este invitatul cu rangul mai mare, cu atât întârzie mai mult. Deci sunt unii care întârzie chiar și o oră. Vine, aduce, dar vine, îi dă mâna, adică el e onorat că a venit oaspete de seamă și îl pune acolo la masa roșie, așa. Deci chestia asta cu punctualitatea e mai pe cale de dispariție, fiindcă, după cum am zis, fiind puternic occidentalizației, deja s-a lipesc mult la tipicurile mai ales americane, dar cum am zis, în societate, uneori mai sunt încă prezente. Și bineînțeles, deci ei nu sunt neapărat creativi, fiindcă, după cum v-am zis, dacă ei s-a ascuns regulă, evident că imiți, nu prea ai loc mult de creație. Iarăși, în modul în care este familia, deci, de exemplu, eu am rămas tablou, în Olanda,
discutasem eu când am stat acolo de unul singur, era un băiat un pic mai tare decât mine. Eu, prima locuință care am avut-o, nu a fost în Delft, a fost într-un sătur și era deasupra unui pet shop, deci un magazin ăsta care evita mâncăruri pentru animale. Și băiatul care avea grijă de magazin, am mai vorbit cu el și mi-a zis că și eu, știi, stau aici, am și o cameră în altă parte, zice, da, și că da, păi părinții mi-au zis clar, în momentul care face 18 ani, să te mai prindem acasă. Deci la ei deja se punea problema în momentul în care copilul e major și vaccinat, afară cu tine, să înveți să trăiești pe picioarele tale. Pe când la ei din potrivă, cum adică să te văd, domnule, dar tu stai aici, deci la ei din potrivă, ideea este să ai familia, deci să stea două sau chiar trei generații, cel puțin să stea împreună. Da? Deci ai au bunici, au grijă de copii, au grijă de să supervizeze maidul, a, n-ai curățat nimic, eu am văzut-o pe mama soacră. A, păi n-ai curățat asta, ce ai făcut? Cum n-am curățat? Du-te și curăță din nou. Să mai duceam, mai tăia o răzătură. A, n-ai dat o putere, du-te și mai fac o dezert. N-ai spălat acolo cum trebuie, așa. Deci eu o fel așa care pe mine mă scotea de silite, dar ăsta este modul lor de existență. Deci de aceea, diferența asta, și unde vreau să ajung, mă scuzați că poate merg prea în zigzag. Deci eu acolo m-am uitat că eram curios, dom'le, cum să ia aici o casă? Și am rămas la un loc când a zis, dom'le, dacă tu nu ești restaurant, nu poți să iei casă. Punct. Cum să nu poți să iei casă? Păi nu poți să iei casă. Deci acolo, dacă te duci la HDB, House Development Board, ca să iei suportul guvernamental, să te sprijine ei cu împrumutul la bancă și așa mai departe, trebuie să fii însurat. Sau să arăți că, domnule, uite, noi vrem să ne măritam și, uite, din motive de, vrem să, într-adevăr, e coada de așteptare și trebuie să aștepți. Sau cel puțin era, acum e un pic mai altfel. Dar altfel, nu era voie. Acum, iarăși, au început să mai dea voie, dar tot așa, nu la apartamente noi, ci la second hand. Și iarăși, numai așa, cu anumite limitări. Deci, după cum a zis, sunt oarecum schimbări, dar nu știu dacă nu e în spirit care aceea să se schimbe, dar nu prea mult așa. Mai băi și pe acolo, dar nu în părțile esențiale. La muncă, deci, după cum a zis, din punct de vedere vestic, evident, fiecare deci trebuie să fie profesionist și să știe ce face și să o facă singur, nu? Să vină acolo. Este într-adevăr, deci am văzut și eu că am lucrat nu numai în universitate, deci înainte să lucrez în universitate, am lucrat într-un institut de cercetare. Și am văzut că, într-adevăr, trebuie să supervizați, deci trebuie să-i zici, trebuie să faci asta. La sfârșitul zilei, ce ai făcut? Ai făcut așa, deci n-ai făcut așa? Iar, cum? Și îi zici, poate zici ce să facă, care iarăși pe mine m-am scos din papuci. Dar, din păcate, și la studenții același lucru. Deci, într-adevăr, chestia cu creativitatea și cu independența, ei nu o prea au. Deci, e ceva care, într-adevăr, e cultural, o fi și în gene, nu știu, dar, într-adevăr, sunt followers și nu foarte creativi. Accentul este foarte mult pe muncă. Dom'le, muncim, stăm, după ore, până la 8, până la 9, până la 10, nici o problemă. Tragem acolo, facem. Dar nu neapărat pe aspectul creativ sau calitativ, deci cantitativ, dar nu calitativ, care are și o chestie foarte, foarte ciudată. Asta, după cum sper că ați avut din să citiți, este Floarea Națională, Malezi are hibiscus, apropo. Așa. Și aici ce vreau să vă dau exemplu ăsta, apropo de hardworking și cu studenții, Dragoș, ăsta a fost Mihai Dragoș, un român, care a lucrat în același, după ce am plecat eu din institut, el a lucrat în același institut. Și el a avut un student care a venit, cum făceam noi practică, au și ei practică, s-a dat 6 studenții pentru un semestru și lucrează la diverse companii. A venit și un student, domnule, că eu am luat subiectul care l-ați spus dumneavoastră, bun, foarte bine, stai jos, uite ce ai de făcut, ce avea de făcut. Primise o comandă, nu mai știu de la care concern care făcea telefoane mobile, să minimizeze radiația electromagnetică emisă de telefoane. Și pentru asta trebuiau să vadă cum trebuie aranjate componentele pe placă. Deci aveau desenul ăsta, e placa de bază, cum facem noi layout-ul să aranjăm componentele pe placa de bază, să radieze cât mai puțin la prevența respectivă. Ai înțeles? Am înțeles. Bun. Ne vedem vineri, să avem meeting, tu, deci asta era luni. S-au întâlnit vineri, bun, ia să văd, ce ai făcut?
ai făcut tahul sau așa, a venit și a scos băiatul un teac așa gros pe foaie. Vezi pe asta, uitat, bine, hai să vedem, arată. Și a arătat, una, două, trei, patru. Păi copile, dar tu câte ai făcut? Câte credeți, câte încercări credeți că a făcut băiatul ăla? Nu e, 45. Dar a rămas asta tablou. Băi, dar stai ce, și când s-a uitat, el efectiv începuse să facă permutări, de să facă toate combinațiile posibile. După a cincea asta l-a oprit. Băi, dar stai un pic, tu n-ai văzut dacă uiți condensatorul ăsta din stânga în dreapta. Ce se întâmplă? Scade sau crește câmpul radiat? Păi scade. Bun, deci asta îl lăsăm aici. Ce facem pe urmă? De ce nu mai uiți?